Sloveu, bă. Este cel mai intrat uitător de MMA al României. Mă blochează în maxim un minut, mă blochează pe TikTok. Intrați pe Instagram. Scrieți în comentariu Instagramul meu, Dinu Viorel. Și intrați acolo. Se antrenează la Absoluto Fighting Center și Bombers Academy. M-a blocat deja de 5 ori. Ian Cărăușu și Gabi Bota luptă astăzi în colțul roșu Ion Bombardieru! Intră aici, că aici ești live. Aici nu mă blochează. Dinu Viorel. Absolut Fresco și Gabriel Bota de la Bombers. Da, fac live pe Insta, intrați acolo. Ia aici nu mă blochează. Tensiune maximă. Ia uite aici. Ia bat-o, ia. Pascu împotriva lui Neveu. Hai să ne meciu. Precizul începe. Și lupta începe. Nu dă spate Neveu. Oh, ce coșere. S-a pierdut deja. Așteaptă cu croșeul de dreapta, are un croșeu foarte puternic, Neveu. Aruncă din nou croșeul. Toată lumea pe Instagram că aici mă blochează dacă țin mult. Gata. Gata, m-a blocat pe ăsta și așa mi-am baterie. Atenție însă, Neveu poate fi foarte periculos cu aceste croșee puternice. Aruncă croșeul și Pascu de acolo la lovituri. Pare că nu cum reacționează, a început să dea în spate, pare că e și destul de obosit, diferența mare de gabarit între cei doi. McGregor, unde e? Este pe lângă Neveu. Egal. Oricum, la spate tot. Un minut. Neveu rezistă. 1000. După primul minut. Aruncă același croșet largi, pasul începe să simtă distanțele. 1900. Nu va reuși să-l prindă cu aceste croșee. Mult prea experimentat Pascu. Blochează, îl prinde. L-a luat de mâine. E gata. Nu cred că lasă, să vezi. Lasă, uite, nu știu ce bine se descurcă Neveu, însă Pascu pare că nu vrea să-l... Se joacă să-ți prea repede, vrea, probabil să-i pătească niște cuțuri. Se joacă! Uite acolo! E praful! Pascu se joacă cu el, bă, cu mână! Vezi că se joacă cu o mână! Cum ar fi Neveu acum să bată, să renunțe la luptă, să cedeze fără să primească prea multe lovituri? Mamă, ce ai făcut Neveu? Te-a dat cu palma! Uite-ți pe aici! Dani Mucan! O situație care a mai fost un meci între Mamă, se joacă cu el, face stoi. Deci de acolo cearcă să-și lovească cu mâna cealaltă Pascu. Bine, Pascu vrea să lungească meciul. Beluțu, te pup, Dani Mocanu, la mine pe live. L-a simțit că este victimă sigură. Se duce după strangulare. Ce, gata! Yo! Bun! L-a leșinat! L-a leșinat! Băi, ești prost! Aia, era... Aduc o rana, v-am spus! Mai vreau, are... S-a ridicat, dar a rămas la sol. Băi, ești prost și a făcut... S-a terminat, băi! Era de știut, mă, ce dracu! Uite, aia ce-a făcut cu el... L-a luat de brațe, l-a rupt. Uite, e plin de sânge Pascu. Dar Pascu a arătat cel puțin un lucru în această seară. Care este diferența dintre un sportiv profesionist, un sportiv care și-a dedicat întreaga viață acestui sport și un personaj de pe social? Nu mai strigă, un personaj care s-a antrenat, care a avut câteva meciuri în alte care... MMA. Băi, deci ce la favorit? Trebuie să înțelegem diferențele de nivel și în această seară meciul dintre Pascu și Neveu ne-a arătat